Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Fundalul, adică ceea ce se vede în spate, dezvăluie un adevăr. Sâmbătă au venit cei de la firma de fațade, tot doi inși, și până la urmă au reușit să ajungă și la etajul 1. De fapt, tot blocul, au terminat tot blocul, odată cu etajul 1 și au luat țevile alea, așa că am ceea ce se numește vedere la mare. M-am așezat cu spatele la mare, nu pentru a face, pentru a trezi invidii populisto-comuniste de genul: uite mă, în timp ce noi murim de foame, Cristoiu e la Nisa. Apropo, am văzut un imbecil care, nu știu, care se dă fan al meu, dar eu știu că fanii mei nu sunt imbecili, care pe Facebook a scris cum de stau eu la Negresco, unde nu știu cât costă acolo camera și nu știu ce salariu are, nu știu, el, imbecilul sau un profesor. Și mă, telespectatori, am spus, nu numai pentru imbecili, ci pentru toți oamenii, că nu stau la Negresco, nu pentru că nu știu, nu-mi place. Am spus, am făcut experiența cu George Saint, mie nu-mi plac hotelurile de lux, nu pentru că vreau eu să mă dau sărac în România, ci pentru că mi se pare, eu vreau să stau undeva unde să fiu liber, să mă simt stau pe acolo cum era George Saint, să vină ăia, valeții, să mă întrebe, să mă purece, să mă despăducheze, să mă lingă, să zică ce mai faceți. V-am zis, când coboram la George Saint, la Paris, erau vreo cinci care veneau și mă întrebau cum e vremea, cum mă simt, cum am dormit, dacă îmi place Franța. Clișee din astea, clișee care sunt valabile pentru politruți și pentru cei din turism și din comerț. De-aia nu stau. De fiecare dată când merg în sănătate, la un apartament, hotel, de regulă într-un bloc, pentru că beneficiez, uite și aici, de o bucătărie spațioasă în care lucrez și înregistrez aceste podcasturi. Însă am zis că în loc de perdeaua, aș putea să am și un perete, dar pe peretele unde ar trebui să se vadă în fundal, e un tablou, o imitație de tablou, și Adrian mi-a zis că s-ar putea că să vină cineva să ceară drepturi de autor. Nu m-aș mira dacă aș face asta, pentru că am avut mari probleme cu demonstrația de protest pe care am difuzat-o de la Nisa. Acolo, dintr-un camion din ăla pe care, dintr-o camionetă pe care platformă mișcau din fund niște sindicaliste și sindicaliști, cântând și încercând să agite masa inertă care mergea ca la mormântare, era o melodie. Am dat-o. O cântau ei. Și au venit imediat, fiind difuzată aici, au, nu știu, drepturi de autor, că cum să plătesc pentru că, și la un moment dat, nu știu, nu mi-am mai plătit, nu mi-am mai, emisiunea am pierdut-o la plată pe YouTube, pentru că aveam, n-am mai putut să, pentru că, vezi, domne, trebuia să dau drepturi de autor. Oamenii sunt nebuni. Nu știu, mergi, de exemplu, nu știu, pe stradă și vrei să arăți cum ascultă, nu știu, lumea la muzică. Cântă muzică, apropo, de câte se vede fără la plajă. Este un concediu mai liniștit față de alte concedii care erau din ăsta agitate de dimineață până seara. Eram să văd diferite obiective turistice. E aici este, la Nisa este, în afară de plajele, ele acum, în care trebuie să-i vei 30 de lei euro pe zi, plătite, supravegheate, sunt astea publice, cu tot poporul. Public, e o mare problemă la plaja de la Nisa, e faptul că n-are nisip. Pe plaja de la Varadero, ne-am fost eu în Cuba,
într-o călătorie pe vremea lui Castro, era la Nisiu să te îngropină. Dar nu asta. Și plaja de aici mi s-a părut așa. Cum să zic, eu n-am mai fost de mult la mare, dar nu cred că deosebea de se deosebea de plajele de la noi. Tot așa, copii care țipă, nu știu, copii grași obraznici, matroane, mame, tații, tip care vin pe plajă și, nu știu, vin și cu ăla frigiderul. Nu mi s-a părut că ei sunt într-o plajă, pe o plajă din Occident și mai ales de la Nista. Pe cum venit aia? Cum se conții și baronii ruși aici, împărați. Mi s-a părut... A, și apropo de... Asta erau așa. La un moment dat, în stânga mea, erau cinci ucraineni care nu veniseră la plajă. Cred că treceau pe stradă, cred că erau mai... Cel puțin, asta limba pe care o vorbeau, am crezut la un moment dat că e găgăuză, dar cred că era ucraineană și erau... Au venit și, nu știu, să mănânce. Dar erau și doar la plajă, că erau îmbrăcați cu pantaloni și spărseseră cămășele. Mai încolo era o jună rusoică. Aia am auzit-o după cum vorbea la telefon, care, cum să zic, avea muzică la telefon, pe telefon. Și când se ducea și intra în apă, lăsa la cântecul tare să se audă. Imaginați-vă că filmam asta în timp ce ea era plecată și ca să o dau, apropo de, cum să spun, ghiolțenismul celor din Est, că ori ruși, ori români, ori bulgari, la fel, da? Bun, nu simt numai la Nisa. Cere, bă, biscuit cu căști, nu? Și culmea asta era că ea, când se ducea în apă, și în apă nu se audea ea, dar auzeam noi muzica, ei pusese muzică din aia rusească. Ei imaginează că înregistram ăsta și îmi scotea emisiunea sau nu de la publicitate, vezi, Doamne, că am făcut drepturile de autor. Bun. Un eveniment foarte important în viața mea, înainte de a trece la comentariul de aici, a fost vizit, am fost ieri la Catedrala Rusă. V-am spus că unul din scopuri, de fapt, unul din scopurile, una din cauzele pentru care am optat pentru Nisa a treia oară, este că în 2019 am fost și am vizitat și am filmat Catedrala Rusă, care este unul dintre cele mai mari obiective turistice ale Nisei, printre primele 10. Este spectaculoasă și am vrut să văd acum dacă s-a schimbat ceva în indicatoare, în atmosferă, dacă sunt jandarmi, dacă sunt tunuri, dacă ei sunt de la catedrală asediați. Am făcut un film, am făcut în acest film pe care îl voi da spre sfârșitul, împreună cu comentariul meu, spre sfârșitul pastilei. Nu, am și stat de vorbă acolo cu cea care vindea suveniruri, așa zise, suveniruri. Am luat și eu un magnet cu catedrala, mai mult magneți cu catedrala. E mă căutam pe acolo, unde filmări. Cu catedrala rusă. Așa, uite ca să zic așa. Ia uite ce frumos e. Da, frumoasă catedrala rusă. Bun. Și am filmat și am vrut să văd și dacă magazinele care le știam de înainte rusești sunt, nu s-a întâmplat nimic. O să comentez acest lucru, oricum, de pe acum mă autodenunț autorul regimului Iohannis, coaliției PSD-PNL, presei de partid și de stat, și anume că nu numai că am vizitat Catedrala Rusă, Rusia este una dintre cele mai mari catedrale din afară și este subordonată lui Kiril. Dar am și donat și m-am filmat 5 euro pentru 5. Așa, ba chiar și am fost și la un muzeu acolo, că l-au înființat de anul, acum în mai 2023, ca să mai scoată degeaba bani, că restul intrare e pe gratis.
tot de 5 euro și în felul acesta am contribuit, uite, mă autodenunț și aștept ca toți imbecilii să ia această frază și apoi să o rostogolească. Am contribuit la războiul brutal, asta ca să citesc pe analfabeții funcționali de la Antena 3, bă, proștilor. Orice război este brutal, nu există război, în afară de războiul de țesut, ce război, poate războiul din coaliție, războaiele sunt brutale, dar ei simt nevoia, că așa le-a zis Dan Voiculescu, bă, brutal și ilegal. Deci, iată cum am contribuit, contribuind la păstrarea catedralei, la întreținerea catedralei ruse, care aparține Bisericii Ortodoxe Ruse de lui Kiril, de lui Putin, în felul acesta, eu am contribuit la războiul brutal și ilegal, vorba lui, cum să zic, cei de la Antena 3, pe care nu-i uită nici la Nisac cât de analfabet funcțional sunt în frunte cu Radu Tudor. Ce mi-a Radu Tudor să nu zic în concediu? A, nu, că el e pe baricade, dai seama. Bun. O să vă arăt filmul, că e foarte frumos. Făcut acum la Catedrala Rusă. Și să trecem acum la momentul numărul 1. Evenimentul acestor zile este celebra rotație, zisă și rotativă, zisă și sârbă și bătută și cum? Sârbă împrejur. Da. Astăzi, duminică, domnul a avut loc o ședință mare de la PSD și domnul Marcel Ciolacu a ținut o conferință de presă și vă arăt imediat care sunt concluziile acestei ședințe de conducere la PSD în legătură cu rotația. Ia să vedem. Cu care sunt concluziile acestei ședințe? Cu ce mandat merge? În primul rând, discuțiile au fost mult mai ample, au fost și pe fiecare minister ce este de făcut. S-a intrat un pic și în programul de guvernare pe care o să-l detaliem la viitorul Consiliu Politic Național și o să-l și prezentăm presei. A fost o discuție normal pentru a continua colaborarea cu UDMR-ul. Colegii mei sunt total de acord pentru a continua această colaborare și s-au venit și cu o propunere care o să merg la întâlnirea pe care o să o am, cred că astăzi, împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și cu domnul președinte Kelemen Kula. Care este aceea propunere? Ca UDMR-ul să preia Ministerele Energiei și Ministerul Fondurilor Europene, două ministere foarte importante și, din câte cunoaștem noi, au și persoanele potrivite pentru conducerea acestor ministere. Adică nu se vor va mai accepta repeta, această adică nu se va variantă mai să renunțe la dezvoltare? protocolul. Deci nu Acordul, ajunge acord, primul la... un acord politic este pentru a crea o majoritate, nu pentru a împărți anumite lucruri. Noi avem un acord politic în care am creat o majoritate. Ați mai discutat cu UDMR această posibilitate pentru cele două ministere? Nu am avut această discuție. Este o abordare, repet, nu neapărat pe ministere, ci în funcție de persoanele cele mai De ce ai potrivite văzut această pentru a ocupa. De ce această Sunt ferm convins, sunt ferm convins, după cum am zis, că astăzi am să am discuția și cu domnul prim-ministru Nicolae Bun, Ciucă. dacă în această UDMR nu renunță la variantă, acel portofol al Ministerului Dezvoltării sunt ferm Regionale, convins există că o să și vin, varianta... sunt ferm convins că o să vin în fața dumneavoastră, cum o să vin și în fața colegilor, acesta e mandatul meu, Dar să vă detaliez ce se de întâmplă. ce nu mai această este variantă mandatul în Ministerul momentul de Transporturilor ar față? rămâne la Socialdemocrați? N-am înțeles. Ministerul Transporturilor în această variantă ar rămâne la PSD? Dacă UDMR acceptă și PNL acceptă? Dacă vor accepta, da. Dacă nu vor accepta, nu. Domnule Există și Ciolacu, de ce varianta momentul de UDMR-ului față în nu opoziție? mai este discuția? De ce este momentul de față? De ce momentul de față nu mai este în discuție protocolul de care spuneați că ar trebui să se Vă țină repet, cont? Nu. un acord politic Am înțeles este pentru acordul a se politic. crea Deci nu o se mai ține cont de majoritate. protocol. Un acord politic este pentru a crea o majoritate Indiferent de protocol. parlamentară. M-ați întrebat, să răspund. Contextul de acum un an și jumătate era unul, contextul de acum este altul. Și încercăm să maximizăm
în funcție de persoanele cele mai potrivite de a conduce anumite ministere. Taxarea pe muncă, cum va arăta noul program de guvernare? Taxarea pe muncă, cum va arăta noul program de guvernare? O să scadă? Știți foarte bine că o să venim cu, eu în continuu, demersul, la un moment dat România să intre într-o impozitare progresivă și în momentul acela o să avem și un detaliu. Ce nu, și ne-au atras atenția și Comisia și Banca Mondială, este vorba de excepțiile pe care le avem și care sunt în acest moment, nu mai creează un climat concurențial corect. Îmi mențin părerea că marile companii ar trebui să plătească cel puțin 1% din cifra de afaceri. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Dezvoltarea! Bun, ați văzut. Deci, cei de la PSD, Marcel Ciolacu, vor în continuare, vor ceda, să păstreze toată această Ministerul Transporturilor, toată această șmecherie cu Ministerul Dezvoltării pe care trebuie să-l dea UDMR și să ia, nu știu ce, energia și ce a promis acolo Marcel Ciolacu. Ministerul Dezvoltării vrea să-l ia PNL cu orice preț. De ce? Cred că PNL, pentru că este ministerul cu parale și nemai fiind premier, domnul Nicolae Ciucă are nevoie să supraviețuiască în fruntea PNL ca președinte, în bani dezvoltării ăsta, cu primare, cu prefecții, cu județele. Deci, domnul Marcel Ciolacu zice așa, mă, dar de ce vrea Marcel Ciolacu propune Ministerul Dezvoltării să-l dea UDMR în schimbul? Că ar trebui să propună eventual Ciucă. Păi, tot a pornit de la faptul că PSD nu vrea să dea Ministerul Transporturilor. Și atunci liberalii spun, domnule, da, vă lăsăm Ministerul Transporturilor, dar noi vrem dezvoltare. Dar zice Olacu, dar dezvoltarea este la UDMR. Păi obțineți voi de la UDMR dezvoltare. Așadar, Marcel Ciolacu a anunțat în această conferință de presă o ciudățenie, nu e prima dată, în care a spus că vine un guvern nou, condus de el, cu un nou program de guvernare în care intră și impozitarea progresivă și în care vor fi, UDMR-ul va renunța la unele ministere, unele vor rămâne în continuare. Și domnul Marcel Ciolacu s-a referit de vreo câteva ori la acordul politic, însă având în vedere faptul că acolo la conferința de presă erau niște coțofene, coțofenele nu l-au întrerupt și nu l-au asaltat cu această întrebare. Dom'le, ce înțelegeți dumneavoastră, la ce acord politic vă referiți? Pentru că dacă ați observat, domnul Marcel Ciolacu a spus că când a fost întrebat, domnule, dar de ce schimbați ministerele? Domnul Marcel Ciolacu a spus, domnule, noi am făcut un acord politic pentru majoritatea guvernamentală, n-am împărțit funcțiile. Măi să fie, dacă vreo coțofană era, să zicem, îndeplinătatea facultăților profesionale, nu lăsa și întrebările care acord politic, s-o uita repede pe tableta ei, că bănesc că au tablete sau ce au cu ei, telefonul mobil ca asta, și vedea următorul. Ce mă înțeles, spectator, despre rotație și acest acord și, așa, și acordul politic, cred că n-a existat emisiune să nu vă vorbesc. Să ne întoarcem ca să vedem cum bate câmpii Marcel Ciolacu, de fapt, cum șmecherește el pe presă și prin asta opinia publică. Așadar, în noiembrie 2021, după criza de guvern care a dus la destrămarea coaliției PNL,
USR, s-a decis sub bolmojala, oblăduirea lui Klaus Iohannis, alcătuirea unei mari coaliții. De exemplu, era din Germania de până la aceste alegeri. O coaliție alcătuită din două mari partide, PSD și PNL, și la care se adăuga și UDMR. O coaliție de două mari partide, deci de regulă un guvern, iar trebuie să repet, dar trebuie să repet până când intră în cap celui Marcel Ciolacu și intră în cap și coțofenelor, dar și unor multor telespectatori care trebuie să înțeleagă de ce era amințit Marcel Ciolacu în legătură cu acordul politic. Și având în vedere un guvern se formează în jurul unui partid, adică un partid primește mandat să formeze guvernul, partidul respectiv nu are majoritate, se duce la alte partide și negociază, de fapt premierul desemnat, negociază diferite structuri a guvernului și spune, tu ce vrei, să zicem că PSD primea, nu, da, mandat, atunci în 2021. Pentru că președintele României, potrivit Constituției, dă un mandat unui premier care trebuie să facă un guvern, adică să obțină majoritate. Și atunci președintele PSD se duce, spune la PNL, voi ce vreți? Da, bun, noi vă putem oferi asta. UDMR, ce vreți? Da, nu știu, dacă mă intra, nu știu. Ce vreți? USR din nou. Bun. Sau putea să fie PNL. În cazul de față, în noiembrie 2021, a avut loc o premieră în istoria post-decembristă. Două mari partide au hotărât să alcătuiască o mare coaliție, dar niciunul dintre ele să nu fie principal să formeze guvernul. Adică niciunul dintre ele n-a primit mandat ca partid principal. Amândouă partide erau principale. Și atunci se zice așa. Normal era ca cele PSD și PNL fiind egale, să aibă, acest guvern să aibă doi premieri. Pentru că nu se putea să zice așa, facem o guvernare până în 2024 cu un program de guvernare care rămâne același până în 2024 și până în 26 mai 2023 e premier unul de la un partid, în speță s-a ales PNL și atunci și după asta va veni un premier de la PSD. Și având în vedere că PNL-ul, că un partid dădea premierul, și anume PNL-ul, s-a făcut un acord. În acordul politic a intrat nu numai programul de guvernare, dar a intrat și următorul lucru. Unu, că pe 26 mai se schimbă, se face rotația politică, nu rotativ, uite ce aș spune, da. Și când se schimbă premierul, deci când vine cel de la PSD, atunci are loc niște schimbări în structura guvernului, în așa fel încât partidul PNL, care nu mai are premierul, să primească anumite, cum să spun, compensații. Și anume vine așa, vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL, ministrul transportului din partea PSD va fi înlocuit cu nominal pentru cu T1 de la PNL, deci transporturi sunt importate, PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrul finanțelor din partea PSD va fi la PNL normal, pentru că trebuie să ai și finanțele, PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției, coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit cu reprezentantul PNL și UDMR va avea trei ministere și o fără partizat. Deci, încă o dată, acordul politic pe care l-am aici prevede, deci, reduce ceea ce se întâmplă acum la o simplă mișcare tehnică. Totul e făcut, deci guvernul și coaliția sunt până în 2024 și atunci se face o chestie tehnică. Cum am făcut mereu, am comparat cu mașina, unul conduce mașina, nevastă în dreapta,
La un moment dat el se e obosit, se oprește după anumită distanță, vine nevață să da mașina, drumul și ăsta nu se schimbă. Rămâne același. Bun. Deci, acordul politic n-a fost numai un acord de majoritate. A fost un acord potrivit căruia aceste două partide plus UDMR guvernează până în 2024, dar din anumit, dar pentru că nu pot să aibă amândouă partidele, ministerele cele mai importante, se face așa. O perioadă are premierul de la un partid, PNL sau PSD, iar celelalte ministere revin celuilalt partid care nu are premierul, foarte simplu. Deci de unde a scos Marcel Ciolacu această chestiune, adică această chestiune că se poate că de fapt e un acord politic și ca acum. Deci ce vrea Marcel Ciolacu? Ce mai este o chestiune foarte importantă, da? Articolul 12 spune așa, modificările la prezentul acord se dezbat, negociază și convin între formațiunile semnătare, fiind decise prin consens. Deci, aceste modificări de care vorbește Marcel Ciolacu, ele trebuie acceptate și de UDMR. Dacă nu sunt acceptate de UDMR și UDMR pleacă de la guvernare, atunci noi nu mai avem niciun acord politic. Nu. Să se făcut un nou acord între PSD și PNL. Pentru că semnatarii acordului sunt PSD, PNL, UDMR. Deci se face un nou acord. Da? Un nou acord. Sau, deci un nou acord fără UDMR. Și atunci poate să se prevadă el toate aceste schimbări. Dar dacă este vorba de o modificare a acestui acord, trebuie făcut un nou acord, adică așa un fel de anex sau un nou acord sau acordul modificat, da? Dar în rest nu se schimbă. Pentru că foarte multe ministerii rămân aceleași, că se vor schimba oamenii altceva, da? Ceea ce face, Marcel Ciolacu schimbă fundamental termenii. Dintr-o simplă mișcare tehnică, el vrea să lase impresia greșită, după părerea mea, că acum el, PSD-ul vine la guvernare. Nu, PSD nu vine la guvernare. PSD a fost și până acum la guvernare, acum nu face altceva decât, nici nu poți să spui că primește mai multă putere, pentru că în timp ce are premierul, ministerele foarte importante trec la PNL, așa potrivit convenții, potrivit acordului politic. Și atunci el face un joc foarte interesant politic. Vrea să convingă opinia publică că din acest de după când are loc rotația, are loc o nouă, apare un nou guvern, un guvern PSD condus de PSD în principal, PNL și eventual UDMR condus de el, cu un nou program de guvernare și cu o nouă schimbare. Deci, el va spune așa, el ce vrea? El vrea ca înainte de a se modifica acest acord, dacă acordul se schimbă, Klaus Iohannis nu. Deci, dacă normal este ca Nicolae Ciucă să nu demisioneze până când nu se face un nou acord. Este o nebunie. Ideea lui peneliștilor ca Nicolae Ciucă să demisioneze înainte de a se negocia un nou acord. Deci, Nicolae Ciucă poate să demisioneze în două condiții. Unu, se păstrează vechiul acord și atunci spune, bă, potrivit înțelegere, eu plec și vii tu Ciolacu, sau se face un nou acord. În condițiile în care nu se face un nou acord, dar acordul vechi se contestă, nu mai e valabil, atunci Nicolae Ciucă nu are niciun temei politic să demisioneze. De ce să demisioneze? Adică, păi zice, să demisioneze
potrivit rotației din acord politic. Păi nu mai e acord politic, s-a terminat acordul, nu mai e valabil. A, dacă PSD, UDMR și PNL sunt, rămâne acord, toate acordul rămâne ăla și structură și ăla. Noi nu facem altceva decât schimbăm garnitura. Dar în acel moment să demisioneze. Dacă demisionează Klaus Iohannis potrivit acordului, este obligat să-l pună premier pe Marcel Ciucă sau pe cineva de la PSD. Dacă Nicolae Ciucă demisionează fără a fi un acord, se creează o criză politică, se formează un nou guvern și Klaus Iohannis nu are nicio obligație, nici morală, nici politică să-l numească pe Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu asta vrea. Să demisioneze Ciucă. De ce să demisioneze? Fără să fie un acord. El să fie investit ca premier și atunci el formează guvernul. Și el dictează regula, adică se schimbă fundamental. Nu mai e vorba de două partide care alcătuiesc, ci el să negocieze cu PNL, cu UDMR, sau să guverneze minoritar. Deci, cu atât, se mai trebuie să demisia lui Nicolae Ciucă este absurdă, este aberantă câtă vreme acordul politic din 21 nu mai e valabil. Deci, dar el asta vrea. S-ar putea ca el să o ia în bot, pentru că s-ar putea ca Klaus Iohannis să nu mai fie obligat acum să-l dea PSD-ului. Poate să dea tot PNL-ului dreptul de a face un guvern și PNL-ul să apeleze la USR și la UDMR și în felul acesta PSD rămâne în opoziție. Deci poate că asta vrea PSD-ul, da. Bun. Aceasta este. Să trecem acum la povestea cu profesorii. Primul lucru pe care îl remarc este următor. Greva profesorilor, felul în care greva profesorilor a dus la o ordonanță de urgență care modifică condițiile bacalaureatului. Deci doamna Deca, navalista, și cu Ciucă, un plagiator, care încă nu și-a dat demisia din cauza că a plagiat, au decis următoarea chestiune. Având în vedere că trebuie să aibă loc bacalaureatul, deci că elevii trebuie să dea bacalaureatul, au zis, bă, prin ordonanță de urgență reducem bacalaureatul. Și s-au dispărut și s-au înlocuit cu medele de la liceu, nu știu, competența tehnică și... Se mă înțelege, oamenii ăștia sunt normali. Bacalaureatul nu este obținerea unei diplome, cum crede navalista, cum crede generalul de două ori șef de stat major Ciucă, cum crede Klaus Iohannis, cum crede Marcel Ciolacu. Bacalaureatul, zis pe vremuri și examen de maturitate, este un examen. Nu e un examen ca să obții o diplomă, ci un examen pe care după ce îl treci, examen în sine, pentru că în sine presupune competențele digitale. Tot ce conține bacalaureatul este stabilit de pedagogi în așa fel încât să fie un examen de maturitate. Altfel nu s-ar mai da. Altfel s-ar da o diplomă de bacalaureat de dată urma unui examen, nu în urma terminării liceului. Poți să termini liceul, dar să n-ai diplomă de bacalaureat, să nu ai acest examen. Deci, examenul de bacalaureat este un examen fundamental în sine. El nu poate fi înlocuit nicio disciplină cu ce ai făcut până acum. Care presupune viață peste toată lumea și în lumea civilizată și un anumit efort și un anumit stres. Chiar și stresul face parte din examen, pentru că când ai luat bacalaureat, înseamnă că ești, cum spunea pe vremuri, examen de maturitate. Ești deja matur, intri în viață. Dacă noi o pornim așa, deci elevii trebuie să dea bacalaureatul, nu să obțină o diplomă
în viteză pe baza unei ordonanțe de urgență. Păi mâine o să vină Ciucă și o să propună o ordonanță de urgență potrivit căreia el nu numai că n-a plagiat, dar că lucrarea lui este, trebuie predată în școală. Ați respectător, noi nu ne putem juca pentru că ei vor să rezolve cu greva aceasta. Noi nu ne putem juca cu încă o dată. În momentul în care se stabilesc materiile, disciplinele pentru bacalaureat, sigur, ele se pot schimba, dar când s-au stabilit, se stabilesc că ele fac parte într-un tot armonios. Nu poți să spui, bă, elevii trebuie neapărat să dea bacalaureat. Păi, dar nu înțeleg de ce. De ce Ligia Deca nu propune o ordonanță de urgență potrivit căreia elevii nu mai dau niciun examen de bacalaureat. Primesc diploma. Se vede încă o dată că ea e navalistă. Navalistă și habarnistă. Da. Despre, aștept să văd, deci, guvernul a venit iar cu o șmecherie, iar cu propuneri de mărire de salariu într-o notă de fundamentare. Eu o să discut mâine seară despre cum s-a văzut în relația, în tratarea acestei crize, a grevei, toate șmecheriile feseniste din anii, de pe vremea lui Ilescu. Șmecheriile feseniste pe care le știu pe de rost, adică aburirea, cum să zic, falsa negociere, folosirea presii. O să vă arăt eu acum, o să vă arăt că a fost în tratarea presii, parcă s-a făcut nu de coaliția, nu de regimul Iohannis, ci de regimul Iliescu. Și, bun, puține jurnaliști au remarcat, vă știți că la noi a murit un designer, Stefan Pelgatoș, s-a sinucis. Acesta a fost designerul doamnei Iohannis. Într-un interviu pe care l-a dat emisiunii la cină de la DG24, regretatul Stefan Pelger s-a referit și la felul în care a lucrat el cu doamna Iohannis, Carmen Iohannis, cu răvășitoarea în legătură cu rochiile. Ia să vedem. Cum este Carmen Iohannis atunci când nu trebuie să fie prima doamnă, ci doar o femeie obișnuită venită în fața unui designer să-i croiască o rochie, să-i deseneze un costum? Designerul i-a croit o grămadă de rochii pe care ea toate le-a modificat și le-a scurtat. Serios? Pentru că asta este problema primei doamne, pe care eu o stimez și este o doamnă foarte, tot așa, foarte umană, foarte simpatică, foarte glumeață, dar are o problemă cu lungimile fustelor, pe care pe toate și le-a scurtat singură, și când mi-am văzut creațiile pe scurtate la un nivel nepotrivit, am fost destul de dezamăgit. Te simți jignit? Deci, stimați, este, după părerea mea, știrea post-decembrismului. Este post-decembrismului. Deci, o doamnă, prima doamnă a țării, profesoară, așa, își ia un designer și pune, vreau o rochie. Și ăla se uită la ea, nu glumeață. N-am de profesoară, cu tare, tot așa. Păi facem o rochie care trebuie să fie peste genunchi. Omul, designerul, se uită la femeie. Dacă are 15 ani, îi face cu fustiță. Dacă are 18, îi face nu știu cum, să-și vadă sânii. Dacă are, nu știu, cât are doamna, e aproape de să devină senioare, atunci îi spune, doamne, nu. Hai să facem o ținută care să corespundă posturii noastre de profesor și de femeie, să nu zicem, mai coaptă, nu, pe care de a pica, ca și orice pară, din pom. E cop, ăsta e, da. Asta e viața. Ea, auzi, ea, pe ce făcea rochia, ea și le scurta. Doamne, maica, doamne. Deci, povestea cu oamenii stiliștii,
Sunt oameni normali, se uită în coadră, unul se uită la tine, la mine. Nu mă zic, doamne, eu vreau, nu știu, să mă îmbrăcat. Și atunci ăla zice, îmi zice, domnul Cristoiu, uite așa, mai nu sunteți chiar suplu-suplu, nici nu sunteți așa, na, uite, vă facem așa, un, nu știu, ceva nu păstrâns pe corp. Sau nu, nu vă simți nici de pantaloni scurtați ca să păreți june. Ați o anumită vârstă. Și eu vin și cum să zic, și apoi vin, revin în pantaloni scurți sau și cu, asta, cum arăt, mușchii. Așa și eu. Deci, o putem să rămână, va rămâne în istorie Carmen Iohannis, ca cum să zic, cum stă ea în binarea aceea, cum o spune, ia spunea, ia să scurte, o cosea ea, o cosea ea, o scurta cu tare. Adică, cum mi-a făcut mie ruche lungă care am picioare splendide? O, n-am pomenit în istoria post-decembristă o asemenea, nu, prima doamnă, persoană feminină, lasă dracu prima. Bun. Să trecem acum la Novak Djokovic. Djokovic care a câștigat Roland Garrosul, unde e unic în istoria tenisului. Să vă reamintesc cât a suferit omul ăsta, cum să zic, pentru principiile sale din pandemie, de la dobitocie de australieni. Bă, vă imaginați cât de proști australieni. Domnul este, uneori te întreb, cum ne-am ajuns noi românii să avem aceste complexe? Și aici îmi pare rău. Nu mi se pare cu nimic diferit de la noi. Aceiași neamuri proaste și neamuri bune. Aceiași oameni discreți, aceiași oameni cu gălăgie. Aceiași tip care trec pe la stop. Aceiași tip care gheorțe în tramvai. Nu văd nimic. Aceiași vânzătoare care se uită la tine cu fundul și nu zâmbesc. Uite și mie, de ce este acest complex, Franța, Marea Franță. Nu, este și în Marea Franță și francezii sunt ca și la noi. Unii tâmpiți, alții nu tâmpiți. Unii gheorțani, alții nu gheorțani. Unii lipsiți de bun gust. Bunul simț, să vă spun, că nu depinde de țară. Poți să fii și în Sudanul de Sud și să-i bun simț. O chestie omenească, o chestie une de educație. Și că să-i ce bun simț, hai, lăsați-o, că câte la întâlnire, în țară, gagici care, cu coane care intrau în față pe la coadă, nici nu se uitau, adică, cum să zic, ești proști, nu puteți să întrebi, stimate domn, sunteți la coadă? Nu, așa și din coace australieni. Și tâmpiți, cum să zic, care au hotărât ei atunci să nu privească că ei erau cu, ce erau, mă, cu asta, cu pandemia. Bun, hai să închei. Deci, am fost la Biserica Rusă. Vă voi da un filmuleț care concepția să vi le explic. În primul rând, arată, vă le explic, surpriza mea de a vedea că indicatoarele către catedrala rusă erau, sunt și acum, deși a început de mult războiul brutal și ilegal, vorba analfabeților de la Antena 3, că la catedrala aceasta vine lume, vin turiști, vine noriași, că nu am văzut forțe de ordine, ba chiar am văzut în continuare, am fost sâmbătă după amiază de spre 5 și ceva, 5 și ceva, vecerne. O să vedeți acolo ce frumoasă e această catedrală rusă. Nu e făcută de Putin, băi proști, e făcută de țară, dar mă rog, nu o să creadă că e făcută de Putin. Și am intrat, o să vedeți, am vrut să filmez, deci în catedrală nu se filmează, nu pentru că în străinătate, ci pentru că în general, pentru că în bisericile rusești nu se filmează. Am văzut o precizare. Am citit pe TripAdvisor păreri ale unor turiști și de anul acesta. N-am văzut unul să spună că m-am dus și am văzut catedrala lui Putin și cu tare.
Nu. Și era una sau două care aveau observații că nu pot lăsa să filmeze asta. Că de intrat, poți să intri în biserică, o să vedeți acolo, că m-a luat cineva și m-a dus și am văzut acest muzeu, o să vedeți, care este muzeul catedralei, dar și al ortodoxiei ruse de pe coasta de Azur. Am dat 5 euro, deci a fost înființat acest muzeu în mai 2023, adică nu de mult, dar ca să vezi, în 2019 nu era, veți vedea momentul în care mă autodenunț. Deci am luat suvenirul, m-am arătat Magnescu. Atât am găsit, că vreți, vreau să fac pixă, în care mă autodenunț și mă filmați, filmat când pun 5 euro acolo, că la toate catedrale și catedrala rusă are această donație pentru catedrală. Nu e numai catedrală, toate catedrale în Occident au acest sfat. Și după asta veți vedea o chestie unică, și anume am înregistrat clopotele care anunțau sfârșitul vecerniei. O să vedeți acolo, am oprit când se vede în clopotniță cel care e mânuie, da, e frumos. Și apoi v-am arătat, vă veți vedea și niște magazine care erau și în 2019, rusești, tot cu litere rusești, la unul dintre ele de pe Bulevardul Gambetta, când am filmat, niște un domn de acolo și a zis, Joli, n-am avut curaj să zic, bă, dacă o fi Ucraina, de dracu, ne sparge camera, îmi dă în cap. Cred că era rus, dar am șters-o imediat, zic, bă, nu știam atmosfera, zic, bă, o fi vreo unul de aici, ca antiputinist de aici, care citește presa românească de la Jgheab. Și zic, bă, zic, o fi vreo unul de la Antena 3. Și cum adică filmezi un magazin rusesc? Deci, ce pot să constate noi și aici vă dau filmul, este faptul că cel puțin la Nisa, nu se cunoaște, adică nu sunt acele inițiative de la noi să desființăm magazine cu tare, comerțul, pentru că comunitatea rusă este foarte puternică, dar mai ales catedrala rusă, care este o bijuterie, bulbe pe care să vedeți, este imită lumânarea, că face lumânarea. Bine, vedeți filmul, vă urez vizionare plăcută.
jurlie.